Ești bătrân. De ce mai cosești, bunicule? Ca să uit de coasă. În iarna vieții, părul alb, băiete, nu înseamnă adaptare la mediu. Tema școală. Aici să vă citesc mai puține, câteva au apărut și pe recent pe Facebook, contul meu. Dacă istoria intră în școală ca un dascăl, și școala poate intra în istorie. Copilărie fără copilărie și roa se încruntă în ochii copilului necăjit. Primele bombe ale războiului cad copile pe fabrica de jucării. Copiii străzii nu ajung și pe strada copilăriei. Gândul orfanului survălează oceanul, dar nu și lacrima. Pe strada tristeții și case fără copii și copii fără casă. Și orfanul pare o floare, dar pe mormântul copilăriei. Sângele soldatului, apă nu se face. Se face lacrimă de orfan. Și prin norii orfanului răzbate soarele, ca să-i topească omul de zăpadă. Copilul străzii se dă pe gheața de afară și lunecă pe cea din lăuntru. Războiul se sfârșește, terenul orfanului rămâne minat. Ești orfan, ești orfan de război, ești orfan de război, copile. Sunt orfan de pace. Și ultima subtemă, de fapt penultima, bază. Copilul vede în basm o altă lume. Lumea vede în copil un alt basm. Războiul, copile, stinge lampa lui Aladin și aprinde covorul zburător. Când Pinocchio, păpușa lui Geppetto, prins a viață, înlemnit-au criticii. Lupul din povestea cu Iezii și-a săpat singur groapa. Capra pusă doar jaruri. Împăratul rotea cheia privighetorii mecanice, privighetoarea adevărată rotea împărăția. Fără tom de gețel, inelul bazmului ar străluci mai puțin. Înghițând jar, lupul din povestea Capra cu trei iezi s-a stins. Calul din bazmul Harapal s-a înflăcărat. Oglindă oglijoară, de cine e dorită a mea inimioară? De prinț și de mama vitregă, albă ca zăpada. Fetița cu chibritul s-a stins, încercând să aprindă lampa lui Aladin. Ce puține săbii au rubin pe mâner, constata prințul cel fericit. Și ce multe pe tăiș. Prințul cel fericit și-a dorit ochii, dar și vederile. Dacă împăratul e gol și tronul vrea să fie. În oglinda bazmului, copilul se vede un al doilea Gulliver, un al optulea Pitic. Observa albă ca zăpada. Pe mătura vrăjitoarei ajunse mama vitregă. Sub mătură, oglinda ei. Și ultima subtemă, nostalgia copilăriei. Prin omotul de ieri trece sănița copilăriei, cu ecou de clinchet și dangăt. Sisif rostogolea spre vârful muntelui un bolovan. Copilul din el, un bulgăr de nea. Cu lampa lui Diogene căutăm omul.
cu lampa lui Aladin, căutăm copilul. Copiii fac oameni de zăpadă. Zăpada face din oameni copii. Pe bolta amintirii, mânzul se înhăma la carul mare. Artistul este un copil aparte. Se răsfață legănându-se. Pe derdeleșul de ieri, azi minge cu argint de icoană. Atât, vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim foarte mult. Spunea cineva că... Aș vrea să vă rog, domnul Petrescu Redi, să mai revenim puțin la poezie, să mai citiți din poezie, că ne-ați copleșit cu esențe tari care sunt maximele și am început să ne depărtăm prea de poezie. Aș vrea să le avem pe amândouă mai aproape, mai proaspete în memorie. Dacă mai puteți citi ceva dintre poezii. Din păcate, asta mi l-am scos de pe internet, de pe calculator. Deci astea sunt scoase. Deci le aveți numai pe astea la îndemână. Da, am vrut să te urmărești mai mult. Puțin. Dacă... Ok, și nu mai puteți citi două dintre ele încă o dată, ca să rememorăm? Da, cu plăcere. Ok, vă rog. Da. Deci poezia Pruncul. Romanii șcată zeii, frumos afară ninge, în staul zburdă miei și joaca nu se stinge. Ținându-le-i sonul, micuțul lor stăpân, din nou și-ascunde nimbun mirezmele de fân. Cu pruncul ies la pare o ramă de icoană, cu Iosif și Maria podeaua pare strană. Tămâie aur smirnă, trei magi aduc în dar, se gată cerul clipei cu înstelări de jar. Din iezle, pruncul sfânt le întinde încet o mână și magii pleacă în Biblii să rămână. La Betleem zâmbind, ieri s-a născut un făt, o stea vestită a faptul până departe hăt. Balaurul Irod pândea cu o ură adâncă, iar Doamne Sfântul Gheorghe nu se născuse încă. Da, și poezia Roata Lunii. Eram copil. Mă trezea de vreme tata, rugându-mă să-l ajut să semene zări. Noaptea, culegeam împreună stele după ce scoteam bețele din roata lunii. Acum, prin geruiala ferestrei, abia de mai observă zările. Cerul îi pare o stranie miriște, roata lunii nu mai merge decât înapoi. Excepțional. Da. Excepțional. Splendid. Mulțumim foarte mult. Cu plăcere.
Poezia mea asta este de o anumită curățenie, de o anumită puritate sufletească. Imediat rezonăm când, când o citim. Iar felul de a conduce verbul, imagine și așa mai departe, e aparte. Deci aveți un, un stil ușor de recunoscut, pentru că e original. Cel puțin aceasta este impresia mea. Dacă cineva mă completează sau contrazice, m-aș bucura. Haideți să sparg eu gheața, dacă vreți. Da, mulțumim și... frumos, domnul Bucurar. Să mă refer în ceea ce eu am identificat ca trei registre lirice și conceptuale. Și anume, referindu-mă la, la partea de poezie și domnul Redi, aș vrea să vă spun că ar fi trebuit încă una, cel puțin încă două texte să ne fie adus în atenție pentru a se, bine, în marea majoritate se cunosc, cei care știu cunosc creația poetică a dumneavoastră. Eu cred că aceea cu luna în scapătitul care mi-a plăcut excepțional este emblematică pentru scriitura dumneavoastră. E artă poetică acolo, în prima, și aici am identificat-o primul registru liric al dumneavoastră de o, de o foarte înaltă calitate artistică. Am urmărit-o de două ori cu foarte mare concentrare și am remarcat modul atât de laconic, de expresiv al cuvintelor în înlățuirea lor sintactică. Celelalte poezii puțin ne oferă un alt registru unde prin sintagme sunteți recunoscibili, dar vine cu un alt iz, probabil la motivul universului inocent face să se constate că ceva se repetă, dar nu contest existența talentului și în acea al doilea registru, cum îl numesc eu, liric. Și am să mai revin. Al treilea palier, să-i spun, al aforismelor, este la fel remarcabil, aveți o capacitate extraordinară de a concentra, pentru că, de fapt, aceasta ar fi definiția aforismului, a maximelor, capacitatea extraordinară de a concentra în puține cuvinte să poți exprima extraordinar de mult și mai ales fapte de viață. Universul pe care vă spuneam îl abordați dumneavoastră este acesta al tărâmul inocenței, vârsta aceea de aur a omului, partea de început, a spune, raiul vârstei, acela al copilăriei, cu ipostaze, e adevărat, foarte interesante. Pe total, aforismele sunt și se caracterizează și prin coerența lor, formând un tot unitar în diversitate. Este excepțional modul acesta în care le formulați, prin puterea, vă spuneam, de a concentra ca o nu concluzie, ci sunt impresiile mele. Acum, după ce dumneavoastră ne-ați prezentat creațiile,
vreau să vă spun că avem de-a face cu un poet, avem de-a face cu un creator de aforisme pe total, avem de-a face cu un scriitor care are capacitatea științei cuvântului. Eu vă felicit și vă mulțumesc pentru această baie spirituală pe care ne-ați oferit-o astăzi. Vă mulțumesc mult. Felicitări, Petru. Mulțumesc și eu foarte mult. Mulțumim mult, domnul procuror. Este foarte frumos ce a spus și ați exprimat exact sentimentele mele, cel puțin. Poate și cineva se ală acestui punct de vedere. Ia. Doamna Grosu? Trebuie să vă dați drumul la microfon. Da, Macovei, ok, sigur. Da. Bună seara. Domnul Timof, vreau și eu să... Domnul Predi. Ready, Petrescu Ready, n-am așa. Ready, Petrescu, vreau și eu să vă felicit în mod deosebit. Mi-a plăcut tot ceea ce am auzit în seara aceasta, dar aș vrea să aud și o poezie cu caracter patriotic citită astăzi. Să știți că eu am pregătit pentru întâlnirile trecute un text și astăzi în marea grabă nu l-am mai găsit. Poate data viitoare, fiindcă scrieți o poezie patriotică foarte frumoasă, iar patriotismul este un sentiment destul de rar în zilele de astăzi. În legătură cu ceea ce ați citit, pot să spun că aveți scrieți o poezie dominată de înțelepciune. De altfel, aforismele, atât de multe volume, dovedesc acest lucru. Mi-a plăcut că am găsit conexiuni în textele dumneavoastră între realitate, poveste și mitologie. Și mi s-a părut că, adică sunt convinsă, dacă le-aș lua la îndelete, aș putea demonstra lucrul acesta, că faceți o răsturnare, încercați o răsturnare a sensurilor existențiale normale, obișnuite, cu scopul de a găsi semnificații mult mai... Doamna, nu vă mai auzim. O să vă rog să reluați, că nu s-a auzit ce a spus. Da, oară de ce? Poate doar tu, Vasile, eu am auzit foarte bine ce zicea doamna. Da, s-a auzit. Da, audiția a fost foarte bună. Și eu aud la foarte doamna. Bine. Da? Numai dumneavoastră, okay, da. Ok, pentru că n-am auzit câteva... Deci am spus că este o poezie foarte profundă, cu foarte multă înțelepciune, în care am sesizat că dumneavoastră schimbați sensurile existențiale normale, obișnuite, pentru a găsi semnificații noi ale existenței noastre de zi cu zi, începând de la copilărie până la... eu știu, elemente cosmice, pentru că tematica poeziei dumneavoastră este într-adevăr foarte mare, amplă, de la cosmic, religie, mitologie și așa mai departe. Deci vă felicit pentru tot ceea ce faceți și data viitoare vreau să auzim poezii patriotice. Mulțumesc mult, doamna Macovei. Mulțumesc. Să știți că eu aș putea să citesc o poezie din Cernarea din lacrima istoriei. Da, Gina, te rog, chiar mă gândeam. Ești pe fază. Căutam și o carte. Da. Da. Pe care îmi recomandați, domnul Petrescu Redi, să o citesc? Păi alegeți tu, Gina. Bun, eu am găsit-o pe cea mai scurtă, dar ar fi mai multe, tot patriotice. În felul citește domnului câteva, Nicolae, Gina. Citește chiar, câteva, două, trei. Destin. Te-au legat de cămile ca să guști deșertul, vodă Ioane. Încercau străinii să te smulgă din istorie. Încercau. Bucovina. La hramul amintirii mai toarnă nevin, cetate a țeținei, cetate hotin.
căci tare ni-i sete. Paharnicu-i dus să scuture vița de falsul apus. Costum național, străbuni la ferestre, ai Bucovină în lada-ți de zestre. Prin basmul oglinzii, pășind, ești frumoasa din codrii Cosminului, din arboroasa. Suspină balada în piatră de moară, un crai nou se zbate pe corzi de vioară. Eminescu, la tine, prin jar de cuvânt, se închină cu mâna lui Ștefan cel Sfânt. Străjerii-ți, domniță, sunt unul și unul. Furmuzachii e Paloș, Aron e Pumnul. Nori în vâltoare de vor să te bea, vadul române e lacrima ta. Furtuna o treci ca Moise oftând, cu apa din gene pe ape călcând. Toșteanul din inim nici soarta nu-l frânge, când toba-i de aur, când scutui de sânge. Costum național, străbuni la ferestre, ai Bucovină în lada-ți de zestre. Prin basmul oglinzii, pășind, ești frumoasa din codrii Cosminului, din arboroasa. Crișan Răsculatul. Cu opinca mi veche, mâhnit tare, Doamne, măsurat am distanța dintre bordei și castel. Cu nojica opincii, drumul abrupt, de la pământ la cer. Mulțumim, mulțumim, Gina, foarte frumos. Cred că și doamna Macovei este de acord cu mine. Da, și eu mulțumesc. Doamna Macovei ar trebui să deschidă microfonul ca să o auzim. Microfonul, doamna Macovei, microfonul, că vorbiți și nu vă auziți. Așa. Acum se aude? Acum se aude, da. Am găsit și eu o poezie care îmi place, dacă pot să o citesc. Apropo, da, de da, vă rugăm, sigur. Apropo de conexiunile pe care le-am găsit în poeziile domnului, conexiunile lumilor în care trăim, de fapt. Cred că ați și citit-o, domnul Redi. Versul pe omătul lui Hans Christian, ați citit-o acum? Da. E fric și oftez, stele răcesc, luna strânută. Ciudat mă privesc, nimbu-și ascund, în alt cer se mută. Încă încep să vând un chibrit, oamenii trec, au pasul grăbit. Scapă rumbăț, călduț pare acum, raza îi mângâi, în palmă e scrum. Scapă alt băț, muzici se aud, în ceruri e bal, gerul începe să-mi facă din lacrimi conduri de cristal. Foarte frumos, mulțumesc! Într-adevăr, și noi vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc! Ok, cine vrea să își mai exprime opinia? Doamna Grosă, dar nu reușesc să-și deschidă microfonul. Doamna Grosă, microfonul. Ok. Nu vă auzim. Deschideți. Nu, cred că trebuie să se reconecteze, doamna Grosu, pentru că nu este activat sonorul. Gata, ești pe mine. Go down. Nu vă auzim, doamna Grosu. Nu știu dacă doamna Grosu ne aude. I-am scris un mesaj acum că nu o auzim. Despre poezia
și a închis gura bolnicii să nu se aproximate și să vorbim, că nu se mai poate dar în sens. Închidem microfoanele cei care nu vorbim acum. Gina, domnul Păinaru? Da. Mai am și o poezie care am făcut-o chiar, am terminat-o noaptea trecută. Poți să vă citesc? Ai, cea mai proaspătă. Da, da. Ok, citiți-o, vă rugăm. Avram Iancu. Pictau la 48 popoarele împilate, pe pânză de corăbii, un vânt de libertate. Un tânăr avocat chema la blaș mulțimea spre a-și atinge țelul, când turnicul sunava de-a lui Horea Lance să-ți lege iar drapelul. Se sfătuiau cu el Bărnuțiu Arompumnu, deci se sfătuiau cu el Bărnuțiu Arompumnu, românii se jurau luptăm până la un. Sunt steagului veniră și preoți și femei, pe laghea Nistorii intra cu ceata ei, iar dând dârzul preot Balint, cu forțe nesecate, își căuta altarul în Sfânta Libertate. Ca trăsnetul lovea prin munții în furtună, cu fulgerul din minte făcea din nor cunună. Războiul s-a încheiat, dar pacea nu-i dă pace. Îndurerea terea de aurul furat, de codru înstrăinat, de vatra ce se stinge în lacrima de moți, de sufletele ajunse, doar marfă de negoți. Bonlav cânta o lungă doină, ce vreme, Doamne, rea, prin bortele de fluier și viforul trecea. Cu glas de rădăcin, Gorunul întreba de vrea să se odihnească și pe moșia sa. Scuze, așa, la prima citire, da. Sper că... Mulțumim foarte mult. Da, interesant că intrăm în laboratorul poetului. Frumos. Și este o poezie patriotică foarte frumoasă, foarte bine gândită. Ok. Mai dorește cineva să-l felicit pe domnul Petrescu Redi? Pentru frumosul moment poetic? Da. Între timp am sunat-o pe doamna Cornelia Grosu-Soare, care ar fi vrut să spună câteva cuvinte despre domnul Nicolae Petrescu Redi. I-am spus să se reconecteze și poate o vom auzi cu toți. Și na, nu n-a reușit însă. Ok. Văd că vă aplaudă oricum. Și. Ok, deci discursul Doamne Grosu este limpede. L-am recepționat, mulțumim frumos. Da. Ok. Trebuie verificate microfoanele de regulă aici, este ideea. Domnul Păinaru, o intervenție, dacă permiteți. Cum să nu? Da. Apropo, am așa, din cele discutate anterior și abordând în speță poezia patriotică, care este o poezie dificil de scris. Să nu creadă cineva că poezie, și ne ducem toți și știm ce înseamnă o falsă poezie patriotică, și să avem în atenție adevărata, autentica poezie patriotică, prin care să-l include și pe Nichita Stănescu și pe mulți alții, pe Marie Sorescu, pe Ana Blandier și așa mai departe, Adrian Păunescu din generația aceea, dar și până azi. Știți la ce m-am gândit acum? Dacă poate prinde rădăcini această idee pe care eu o lansez, dacă va găsi terenul fertil, ca în cadrul editurii, sau știu eu, o altă modalitate, editurii pe care dumneavoastră o conduceți, sau o altă modalitate, să se întocmească o antologie
a poeziei patriotice. Fie, da, ideea e foarte frumoasă. Foarte bună, da. Fie chiar de, sau poate condiția sine qua non, să fie, dând acum așa pe turta noastră, să fie primul rând cu participarea, colaborarea cercului, să-i spunem că e al doilea cer după cel de la Sibiu, de la publisher, al editurii, participarea acestor și, sigur, altor scriitori. Asta mi-a venit în minte acum ideea de a se întocmi, alcătui o antologie a poeziei patriotice, sigur, autentice, de calitate, discutabil. O idee asta. Foarte bună, mulțumim foarte mult. Trebuie să o punem în practică. Da. Sigur că da. Mm-hmm. Perfect. Așa că vă rog să vă gândiți ce poezii toți autorii de versuri patriotice, iar cei care n-au scris până acum poezie patriotică, pot încerca să scrie. Sau pot fi chiar poeme în proză cu, știu, această tentă. Da, da, da. Sigur. Ok. Mulțumim foarte mult, domnul Nicolae Petrescu Redi. Felicitări pentru faptul că ați stârnit interesul nostru și admirația noastră prin ceea ce ne-ați citit. În curând o să apară cartea și atunci fiecare va putea să aprofundeze recepția acestui tip de poezie al dumneavoastră. Și acum aș vrea să trecem la florile din Siajul Lumii, nu? Ia să vedem cum... Navei, florile lumii din Siajul Navei. Așa este, da. Ok, imediat o să vedem exact coperta. Ah, ok, bravo. Okay. O să dau și eu două cuvinte la capitolul propun. Vă rugăm, da, domnul Chimel. Trăiesc aici și este greu. Nimeni nu a auzit pe continentul acesta și probabil nici în alte locuri din lume despre poezia lui Eminescu, poezia lui Coșbuc și altora dintre marii poeți români de care lumea, pe care lumea nu-i cunoaște. Nu s-a făcut încercări sau nu s-a reușit o traducere vibrantă a poemelor lui Eminescu. Nimeni n-a auzit de Luceafărul și o mulțime de alte poeme eminescene și nici de Coșbuc, nici de Alexandrii, nici de Vlăhuță și așa mai departe. Până la poeții actuali, contemporanei. Și corect. Și vorbim de antologii, poeții prezenți sunt traduși și cunoscuți într-o mulțime de antologii și ediții, lucru foarte îmbucurător. Avem poeți așa de talentați, numai văzând
în aceste ședințe de cenacru prezente și mă mâhnește faptul că nu sunt încercări de a traduce și din clasicii noștri în engleză, în franceză sau alte limbi. Atât. Aș vrea să adaug numai foarte puțin. Ceea ce spuneți dumneavoastră este o adevărată dramă pe care literatura română o continuă, uitați-vă din ce știm, până în zilele noastre. Vreau să vă spun, discutând cu cineva foarte bun cunoscător, la Paris nu este cunoscut Nichita Stănescu și alții. Ascultați, mi-a spus. Este directorul Institutului de Poezie și de la Paris. Nu e cunoscut, nu se întreprinde mai nimic pentru a se face publică literatura română, în speță, să spunem, poezia română. Nu știu, observat la ora actuală, am avut o discuție cu cineva, cu un mare prozator, acum câteva ore, în faptul că televiziunile, canalele au scos totalmente emisiunile de cultură, de literatură, aproape nu mai există, totul e un surogat oferit. Și așa mai trebuie. E o veritabilă dramă la ora actuală, a literaturii. E o dramă, așa este. Problema este că toate aceste lucruri trebuie finanțate. Da, iar în România, Ministerul Culturii nu mai există de mult. Așa e. Exact, drama revistelor literare și așa mai departe. A editurilor și așa mai departe. Da. Deci, toate evenimentele culturale, evenimente editoriale care într-adevăr promovează cultura, nu se pot susține prin ele însă. Trebuie un ajutor, un grant, un ajutor din partea unui finanțator. Cel mai normal și important finanțator ar trebui să fie statul. Dar statul a uitat de cultura acestei țări cu mult timp în urmă. Corect. Așa. De mult. Deci asta e problema. Dar sigur, ce putem să facem cu puterile noastre, trebuie să încercăm să facem. Acum aș vrea să vă rog să admirați coperta cărții Florile Lumii în siajul navei. Această antologie de poezie din literatura universală în traducerea capitanului de cursă lungă Petru Dimofte. Domnul Dimofte acum pensionar și locuiește în orașul de Obârșie. Bârlat, da? Da, acum s-a auzit că s-a întrerupt la un moment dat. Bârlat, da, da, da. Deci locuiește în Bârlat. Dar toată viața a condus nave uriașe și uitându-se la dâra lăsată în urmă de aceste nave, a avut teribilul curaj de a traduce. Deci a folosit timpul său liber, timpul pe care îl putea folosi când marea era calmă și nu se lupta cu valuri. A traduce în limba română poezii din întreaga literatură universală. Editura a scris pe coperta 4 a cărții următorul text. Siajul este urma lăsată în apă de o navă în mișcare. Fascinat de semnificația metaforică a acestei imagini, bârlădeanul Petru Dimofte, capitan de cursă lungă, traducător de poezie deosebit de înzestrat, creează siajul minții și al sufletului său, navigând prin mările nesfârșite ale poeziei universale și lăsând în urma sa versiunea în limba română a mii de poeme. Ne impresionează profund numărul uriaș de poezi din toată lumea pe care Petru Dimofte i-a citit și din opera cărora a ales capodoperele pentru a ni le împărtăși și nouă într-o frumoasă haină românească. Volumul de față,
chiar așa uriaș cum îl vedeți, cuprinde numai o parte din poeziile traduse în limba română de Petru din Mofte. Citiți această carte și îmbogățiți-vă sufletește în așteptarea celorlalte volume ale traducătorului în curs de apariție. Într-adevăr, pregătim al doilea volum, tot așa de cuprinzător, cu alte traduceri, cu alți poeți, dar cu o împărțire a materiei similară. Și când vorbesc de împărțirea materiei, o clipă, aș vrea să ne uităm puțin la cuprinsul cărții. Aș putea să spun eu. Te rog. Despre sigur. Mare și oamenii apelor. Ok. Lumina ta și a celorlalți. Muzică, mister, magie, credință. Acestea sunt secțiunile mari din cuprins, da? Exact. Secțiunea a patra, dragostea și toate alea. Secțiunea a cincea, dincolo și altminteri. Șase, meritând vinul. Șapte, anotimpuri și peisaje. Opt, curaj, eroism, prietenie, patrie, civism. 9. Tot acel trecut. 10. Despre lucrurile simple esențiale. 11. Viața văzută altfel sau între râs și plâns. Capitolul 12. Atitudini, cinisme, ironii, sarcasme. 13. Despre moarte. 14. Înțelepciunea și filozofia dulce, amară a vieții. Și sunt mai multe. 15. Cu degetul la tâmplă sau vorbe subțiri și vorbe în dungă. 16. O anume tristețe, singurătate, urâtul vieții. Și 17. Balade. Ok. Și în cadrul fiecarei secțiuni, mulțumesc, Gina, în cadrul fiecarei secțiuni vedem că sunt individualizate țările din care provin autorii respectivi. De exemplu, la balade, că am ajuns aici, avem din Anglia și din SUA și avem titlul poeziei și numele autorului respectiv. Ok. Cred că dintre dumneavoastră sunt câteva persoane care deja au această carte și care au trecut prin ea sau au citit și au ales ceva care le-a plăcut. Ar fi frumos dacă ar împărtăși și cu noi ceea ce au ales și ar citi acum pentru noi toți. Cine se oferă? Ok. Gina? Eu mi-am ales multe poezii. Unele mai scurte, altele mai puțin scurte, și din prima carte, din Florile Lumii în Siajul Navei, și din antologia de la Spoon River. Da, haideți să rămânem la această carte. Să-mi dai pagina de 174 unde vei citi, este prima. Pagina 174. Ok. Observație. Sui Hui, 627-650. Înfruntând răceala dimineții, ea privește în oglindă. Odată machiajul făcut, pășește o vreme încoace și încolo. Nici pentru un munte de aur n-ar putea cineva mima un surâs disprețuitor. Și atunci, de ce ar răspunde chemărilor cuiva? Ok, bună alegere. Următoarea este chiar poezia de alături, La mine acasă, în Zhongnan, scuzați. Cum? Ok. Yonan.
Zhongyan. Zhongyan. Are importanță. Acum fiecare pronunță chinezește, cum crede el că e mai bine? Cum știe. Cum... Trecut de vârsta tinereții. Trecut de vârsta tinereții, seara, acasă, la poalele dealurilor din sud, devin cumva atașat de cale. Când simt nevoia cu trăier singur, fără alt scop decât acela de a descoperi lucruri deosebite, umblând până când ajung la capătul fluviului, unde urmăresc norii care se înalță. Din întâmplare, întâlnesc un bătrân în pădure. Vorbim și râdem. Noi nu trebuie să fim acasă la o oră anume. Ok. Ce ai mai ales? La pagina 186 mă cauți. Autorul este Kabir. Uh-huh. Autor indian. Din India, da. Mă cauți? Sunt pe scaunul de alături. Umărul meu este zdreazem umărului tău. Nu mă vei întâlni în pagode, nici în templele indiene, nici în sinagogi sau în catedrale, nici în liturghii sau în mantra cântecelor sacre, nici prin picioarele care se rotesc în jurul gâtului tău, nici în exercițiul de a mânca exclusiv legume. Când într-adevăr o să mă cauți, mă vei vedea imediat. Mă vei găsi în cele mai mici încăperi ale timpului. Kabir spune: explică-mi, elev, ce este Dumnezeu? El este răsuflarea din lăuntrul răsuflării. Și tot Kabir, pagina 188. Dacă chiar vrei să știi adevărul, îți voi spune adevărul. Ascultă sunetul secret, sunetul autentic, care se află doar în tine. Bine, eu nu te-am mai auzit. Ce o nevoie uriașă. Nu, atât. Am făcut eu o pauză, de asta nu m-ați auzit. Pagina 294. O nevoie uriașă. Autor Hafiz. Okay. Dintr-o nevoie uriașă, da? Poet otoman acest Hafiz. Ok. Dintr-o nevoie uriașă, noi toți ne strângem mâinile și ne cățărăm fără contenire. A nu iubi înseamnă să accepți căderea. Ascultă, teritoriul din jur este mult prea periculos pentru așa ceva. Pagina 478. Statele Unite ale Americii, Emily Dickinson. Pentru mine, întotdeauna, luna noiembrie a fost Norvegia anului. Și pentru că avem și autori canadieni aici, pagina 479, unde se află poezia Frunze de arțar. Thomas Bailey Aldrich. Octombrie a schimbat în galben culoarea frunzelor de arțar. Cele mai multe au căzut, doar câteva mai încearcă în van să rămână pe crengi. Curând și acestea vor cădea pe trotuar, cum cad printre degete când moare bănuții omului sărman. O poezie de-a lui Rumi, pagina 563.
autor persan, poezia se numește Astăzi ca și în alte zile. Astăzi, ca și în alte zile, ne-am trezit istoviți și înfricoșați. Nu deschide ușa la camera de lucru și nu începe să citești. Pune jos instrumentul muzical. Lasă frumusețea pe care o iubim să fie ceea ce dorim. Există sute de feluri pentru a îngenunchea și a săruta pământul. Frumos. Pagina 594. Poezia unui autor anonim, Meditație. Dacă oceanul se poate liniști pe el însuși, la fel poți și tu. Amândoi sunteți apă sărată, amestecată cu aer. Din Țara Galilor, pagina 598, poezia lui W.H. Davies, Unde suntem diferiți. Să știu că gândurile mele sunt și ale ei, dar nici unul dintre ale ei nu e și al meu. Ea râde în vreme ce eu oftez, ea plânge, dar mie mi-e greu, îmi este greu. Ea mănâncă, iar eu trebuie să mă abțin. Ea citește, eu trebuie să întorc fața la perete. Ea doarme, iar eu trebuie să stau de veche. Ea e liberă, iar mie libertatea îmi este sete. De libertate. Să-mi închipui, iar mie de libertate îmi este sete, iertați-mă. Să-mi închipui că lumea pentru mine înseamnă doar ființa ei și atât, când ochii ei frumoși, de fapt, preferă un diamant sau o eșarfă fluturând la gât. Și o să mai citesc o poezie de la pagina 642, Ultimul decalog. Arthur Hugh Clough, cred că se citește, sau Clough. Arthur Hugh Clough. Clough. Să nu slujești decât un singur Dumnezeu. Dar apoi cât m-ar costa dacă aș sluji la doi? Să nu-ți faci și să nu slujești un chip cioplit. În schimb, să te închini la banul rotund și aurit. Nici când să juri, nici să înjuri pe cei din jurul tău. Blestemele nu pot face dușmanilor vreun rău. Tu ține duminică, ziua a șaptea de sabat, și îți vei face prieteni la crâșmele din sat. Respectă-l pe tatăl tău, respectă-ți mama. S-ar putea să ai beneficii de pe urma lor, ia seama. Să nu ucizi, dar nici să nu fii nătăfleață. Să te zbați, să-l ții pe altul în viață. Nu comite adulter, ți-o spun, îți strig. Din asta n-o să ai niciun câștig. Să nu fii martor mincinos, dar lasă minciuna să zboare în libertate întotdeauna. Să nu râvnești bunul altuia. Azi ce-i înrobă toate formele de competiție aprobă. Să nu furi. Zău, n-are niciun chichirez când bagă la cap. Mai ușor este să trișezi. Deci un decalog modern și astăzi, da? Da, da, da. Și parcă totuși aș vrea să închei într-o altă notă. Sigur. Cred că o să revin la pagina 595. Mama m-a învățat niște lucruri. Poezia unui autor necunoscut. Mama m-a învățat logică.
dacă nu, dacă o să cazi din copac și o să-ți rup gâtul, nu vei mai putea merge cu mine la magazin. Mama m-a învățat medicină. Dacă mai încrucișezi mult ochii, așa o să ajungi sașiu. Mama m-a învățat să fac față provocărilor. Unde te gândești? Răspunde când vorbesc cu tine. Nu-mi întoarce vorbele. Mama m-a învățat ce este umorul. Când cositoarea îți va tăia picioarele, să nu vii repede la mine. Mama m-a învățat să devin adult. Dacă nu mănânci toate legumele, nu o să crești mare. Mama m-a învățat genetică. Te comporți exact ca taică-tu. Mama m-a învățat despre origini. Tu crezi oare că te-ai născut într-un grajd? Mama m-a învățat ce înseamnă înțelepciunea vârstei. Când vei avea vârsta mea, o să înțelegi. Mama m-a învățat să prevăd viitorul. Așteaptă numai până vine taică-tu acasă și o să vezi tu. Mama m-a învățat să primesc. O să-ți dau chestia asta când ajungem acasă. Mama m-a învățat justiție. Într-o zi o să ai copii și sper că o să se comporte exact ca tine. Atunci să vezi ce bine e. Mama m-a învățat să apreciez o treabă bine făcută. Dacă aveți de gând să vă omorâți, ieșiți din curte. Abia am terminat de făcut curat. Mama m-a învățat mai multă logică. Este așa pentru că așa spun eu. Mama m-a învățat să anticipezi. Păstrează schiloții curați în caz că o să ai, Doamne ferește, vreun accident. Mama m-a învățat contorsionism. Ia uite ce murdar ești pe spate. Mama m-a învățat să am răbdare. O să stai aici până mănânci tot spanacul. Mama m-a învățat meteorologie. Camera ta arată de parcă a trecut un uragan pe aici. Mama m-a învățat ce înseamnă ipocrizia. Ți-am spus odată, ți-am spus de 1.000.000 de ori, nu mai exagera. Mama m-a învățat ciclul vieții. Eu te-am făcut, eu te omor. Și am terminat cu antologia, cu Florile Lumii. În siajul navei. Ok, deci hai să vedem. Despre mare și oamenii apelor, prima și cea mai importantă sau și mai frumoasă secțiune. N-am citit nimic de acolo? N-am citit nimic. O să încerc să citesc eu o poezie care îmi place foarte mult. Se numește The Dover Beach, plaja de la Dover, de Matthew Arnold. Plaja de la Dover, Matthew Arnold, 1822-1888. Marea e calmă în seara asta. O lună plină plutește peste ape. Este ora mareelor înalte. Sclipește și apoi se stinge o lumină pe coastele franceze. Stâncile Angliei solide licăresc dincolo de golful adormit. Vină la fereastră, aerul serii e plin de nestemate. Lângă luna linie înspumată spre răsărit, unde marea întâlnește pământul luminat de lună, ascultă. Ascultă mugetul scrâșnit al pietrișului, rostogolit spre larg și apoi depus de valuri rând după rând, pe țărmul cel abrupt cu scoicile împreună. Ascultă cum se înalță, cum cade și cum se înalță iarăși, într-un tremolo înnăbușit, predominând o notă întotdeauna tristă, căreia îi devenim și noi tovarăși. Sofocle, cu multă vreme înainte, a auzit același vuiet pe faleză, la Egea, și, reflectând asupra condiției umane, i-a trecut prin minte că viața e un ritm, flux
și reflux. Juruița celui așa acord și noi descoperim departe, hiperborei, gânduri ascunse în sunetul cerul de la mort. Marea credință a fost o odinioară plină ochi, iar trupul ei rotund era încins cu un brâu imens de falduri albe. Tot ce auzim acum e doar melancolia ei fără de leac, oftatul ei profund, pierzându-se în răsuflarea rece a nopții, în indiferența vitricită de hotar, în singurătatea împietrită a lumii. Hai să punem cărțile pe masă, unul cu celălalt. O, dragoste! Lumea care pare să se fi deschis în fața noastră ca un tărâm de vis, atât de promițătoare, de nouă, de frumoasă, nu oferă nici bucurii, nici pace, nici iubire, nici lumină, nici certitudini, nici la durere sprijinul cel mai minuscul. Iar noi, confuzi, trăim aici ca pe o câmpie la crepuscul, răvășiți de spaime, în permanentă încleștare inutilă, unde ignorante oști se încairă într-o noapte eternă și meschină. Matthew Arnold este un foarte important poet englez. Ok. Ia să vedem ce poezii mi-au mai plăcut mie foarte mult. Cântecul Mării de Rainer Maria Rilke. Imemoriale brize ale mării, vânturi marine ale nopții, voi nu veniți aici pentru o persoană anume. Dacă cineva vrea să vă întâmpine, trebuie să vă poată supraviețui. Imemoriale brize ale mării, de milenii și milenii adiați peste pietrele istoriei, sunteți cel mai pur spațiu venind de departe. O, cum simte smochinul încărcat de fructe apropierea voastră, acolo sus, în lumina lunii. Ia să vedem. O scurtă poezie scrisă în momentul când râul umflat arăta ca un ocean învolburat, de Du Fu, 712-770. Am fost de felul meu încăpățânat și dependent de versurile perfecte. M-am zbătut de moarte să găsesc cuvinte care să surprindă. Acum, la bătrânețe, poeziile curg liber, în felul în care florile și păsările uită suferințele îndurate la venirea primăverii. Un pavilion nou a fost construit pentru pescuitul la undiță, dar eu prefer o plută de bambus în locul bărcii. Dacă gândurile mele ar fi călăuzite de poeții Tao și Xiel, noi am călătorit și am scrie poezii împreună. Calm pe mare, de Wolfgang von Goethe, 1749-1832. Tăcerea profundă stăpânește peste ape. Întregul zace în somn imperturbabil, în vreme ce marinarul privește istovit. Nimic, doar întinderea plană și vastă, nici o adiere de zefir, tăcere înfricoșătoare de mormânt în atot stăpânitorul deșert al mării. Fiecare val coboară, afundându-se în adânc, spre a se odihni. Ok. Cred că v-am deschis gustul pentru lectura acestei cărți cu poeziile citite. Aș vrea felul deosebit de maestru
dintre aceste poezii sunt traduse, sunt răsădite în limba română. Se vede un exercițiu îndelung. Se vede lecturi foarte substanțiale. Vasile, se aude cu întreruperi de la tine. Se aude cu întreruperi. Cred că legătura la internet nu este foarte bună. Da, acum da. Se aude. Ar trebui bine. Să reluăm poate ar trebui să reluăm ședințele la o oră mai timpurie, pentru că la ora asta toată lumea ajunge acasă, tot se loghează pe internet și atunci e foarte multă lume și calitatea legăturilor, calitatea conexiunilor scade. Vreau să începem la ora 5, marțea viitoare. O să cine le facem de marți? Acord? Și marțea viitoare, după aceea revenim la ziua de luni. Am înțeles. Din punctul meu de vedere, e în regulă. Ok. Doamna Voichița Macovei, ce zice? Sunteți sigur. De acord? O ascultăm. Mie îmi plac întâlnirile cenacului și ce aud, ce simt, ce gândesc, ce apropiere se face între sufletele noastre și literatură și nu prea mă deranjează ora la care ne întâlnim. Dar vreau să spun ceva despre poezia, despre volumul care s-a prezentat acum. Eu l-am, doamna Gina știe, de mult deja și sigur că m-a fascinat și nu numai pe mine și pe prietenele mele, ne mai întâlnim sâmbătă câteodată la o cafea și la lectură din volumul acesta, care este, după părerea mea, un infinit temporal și spațial în care sufletul se pierde pentru a se regăsi și a reveni la realitate foarte, foarte greu. De ce se pierde? Pentru că tot ce vrem, sunt profesoară de română, am predat la liceu multă vreme și am predat și literatură universală, am regăsit mulți scritori, mulți poeți pe care îi știam. De aceea spun că este ca un infinit temporal și spațial cartea colegului nostru. Este extraordinară, merită să o avem. Am pregătit o poezie pentru că această carte nu este la mine, este la o colegă, ca să se bine dispună puțin. Dar vreau să vă mărturisesc ceva. După ce a ajuns în mâinile mele, l-am sunat pe domnul Dimofte și l-am întrebat câte limbi știe și cum a reușit să facă atâtea traduceri. Știți? Da, și a fost foarte amabil, sigur și sincer în răspuns. Mi-a spus că știe câteva limbi și în bibliotecile sau, mă rog, orașele pe unde a călătorit, a căutat traducerea ale scritorilor din limbile pe care le cunoaște și în felul acesta a reușit să facă atât de multe traduceri. Oricum, e o carte extraordinară. Vreau să citesc poezia, dacă îmi permiteți, O artă. Sigur că da, sigur. Elizabeth Bishop. Arta de a pierde se învață zi de zi. Sunt lucruri create spre a se pierde. Iar pierderea devine un fel de a fi. Învață să pierzi mereu ceva. Aci o cheie, colo ore în frunză verde. Arta de a pierde se învață zi de zi. Învață pendelete arta de a irosi locuri, nume, orice se poate pierde. Căci nu-i niciun dezastru, se poate încă trăi. Am pierdut ceasul mamei. Să-i prăbuși ultima casă din trei câte am avut. Arta de a pierde se învață zi de zi. Am pierdut
ca în tablouri de Dalí, două orașe, două fluvii și un ținut. Dar nu-i niciun dezastru, se poate încă trăi. Chiar perzându-te pe tine, vocea ta, un gest iubit, eu voi trăi și nu ascund. Arta de a pierde se învață zi de zi, iar pierderea, notează asta, devine un fel de a fi. O poezie cu substrat filozofic foarte frumoasă. Îmi pare rău că nu-l putem vedea și pe domnul Dimofte acum, sau auzi, ne-ar fi încântat. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi! Și noi vă mulțumim foarte mult, doamna Voitița Marcovei. Haideți să uităm puțin și la cealaltă carte. Gina, o ai la îndemână? Antologia de la Spoon River. Mi-am și selectat câteva poezii. Antologia de la Spoon River. Ai selectat câteva poezii. Ok. S-ar putea să fie multe, oricum o să citesc câteva și dacă e nevoie mai adaug. Până la ora 8, da? Până la ora 8 avem timp. Da, da, trebuie să fie vreo 10 minute, mă gândesc, ca să fie timp și de discuții pe marginea poeziilor. Sigur, așa este, da, da. Sarah Brown. Nu plânge, Morris. Eu nu sunt aici, sub acest pin. Balsamurile primăverii susură prin iarbă dulce. Stelele scânteiază. Rândunica de noapte cheamă. Dar tu jelești în timp ce sufletul meu se bucură extatic, în nirvana binecuvântată a lumii eterne. Du-te la inima bună care este soțul meu și care mai suferă pentru ceea ce el numește dragostea noastră vinovată. Spune-i că iubirea pentru tine, dar numai puțin iubirea mea pentru el, mi-a însemnat destinul, că prin carne mi-am aflat spiritul și prin spirit pacea. Nu există căsătorie în paradis, doar iubire. Okay. A.D. Blood sau Blood. Dacă voi, cei din oraș, credeți că munca mea a fost bună, eu care am închis saloanele și am interzis jocul de cărți și am adus-o pe bătrâna Daisy Fraser în fața judecătorului Arnett, participând la multe cruciade pentru a curăța poporul de păcate. De ce lăsați pe fica confecționerei de pălării Dora și pe fiul de nimic al lui Benjamin Pantier să-și facă pernă păcătoasă din piatra mormântului meu? William și Emily. Este ceva asemănător în moarte cu însăși iubirea. Când ai cunoscut cu cineva entuziasmul și flacăra dragostei tinere, de asemenea, după ani de viață împreună, simți scăderea focului și de aceea vă stingeți împreună, încet, liniștit, cu delicatețe, ca atunci când, de mână, treceați printr-o cameră știută. Aceasta este puterea comuniunii între suflete, dragostea însăși. Mulțumesc, Gina. Să facem o mică pauză, să aflăm câteva opinii despre Edgar Lee Masters, acest poet care a fost primit cu brațele deschise de mari personalități și mari poeți ai lumii. Aș vrea să citesc puțin din ce avem pe coperta 4. Deci acesta este Edgar Lee Masters. Ezra Pound spune despre el, marele poet Ezra Pound: în sfârșit, în sfârșit, America a descoperit un poet. Carl Sandburg. Din când în când apare câte un om care scrie o carte care bate în același ritm cu inima lui. Fred Lewis Patti.
Valoarea acestui volum este dată de originalitatea construcției, de unicitatea ei și din efectul pe care l-a produs asupra societății la apariție. Herbert K. Russell. Cartea a devenit un succes internațional de enormă popularitate și o favorită a criticilor literari, parafând definitiv ceea ce de atunci este cunoscut cu numele de Renașterea din Chicago. Ernest. Nu este o exagerare dacă afirmăm că niciun alt volum de poezii, exceptând Țara Pustie a lui T.S. Eliot din 1992, nu a mai avut asemenea impact asupra primului sfert al secolului al XX-lea. Acum, ce se întâmplă? Nu știu câtă lumea știe ce cuprinde antologia de la Spoon River, dar o putem compara cu Cimitirul Vesel de la Săpânța, în bună măsură. Pentru că aici vorbesc cei plecați. Nu te mai auzim, Vasile? Mai ești? Nu-l mai auzim pe Vasile. Un River Anthology. Și cei care au părăsit această mărturisiri cu căs de valoare, cum mă auziți acum? Vasile, să știi că acum se aude, dar s-a pierdut conexiunea când ai început să citești din... sau să descrii. E o legătură foarte slabă astăzi, nu știu de ce. Mai slabă ca oricând. Da, așa este. Pot să citesc eu. Antologia de la Spoon River este, cum aminteam, o colecție comemorativă de poezii în vers liber despre viața secretă. E bine, Vasile, dacă citesc așa? Auziți acum? Nu. Nu aud acum. Ok. Hai să citim Charles Webster, da? Deci spuneam că aici sunt vocile celor din cimitir. Se aude? Da, acum se aude. Asta încercam să citesc și eu din partea de început, din prolog, despre ce înseamnă, la ce se referă antologia de la Spoon River. Nu se aude. Se aude. Noi te-am auzit, să știi. Charles Webster. Pădurea de pin de pe deal și clădirea fermei de la kilometri depărtare se vedeau clar ca prin binoclu, sub cerul albastru ca un păun, după amiază, o pătură de nori a acoperit pământul. Iar tu pășeai pe drum și peste pășunea de trifoi unde singurul sunet era tremolul lichid al unui greiere. Apoi soarele a sfințit între titirezii uriași. Ai două furtuni din depărtare. Un vânt în creștere a alungat norii și a aprins flăcările stelelor lipsite de apărare, clătinând arama lunii între culmea dealului și frunzișurile scânteitoare ale livezii de meri. Mergeai gânditoare de-a lungul țărmului, unde din gâtlejurile valurilor ieșeau ciripituri. Ca cele ale unor păsări singuratice care cântă sub apă și strigă, înspre urmele lăsate de vânt prin cedri, până când într-un târziu te-ai oprit, numai lacrimi, și privind spre cer, ai văzut pe Jupiter balansându-se pe piramida celui mai înalt pin. Apoi, coborând privirea, ai văzut pe pridvorul pustiu scaunul meu gol, legănat de vânt. Fii curajoasă, iubito! Ești acolo, părinte Meloi?
Trebuie să o citesc și pe asta? Ești acolo, părinte Maloi. Părintele Maloi, ok. Unde pământul sfințit și unde crucea marchează fiecare mormânt. Nu aici cu noi pe deal, noi cei cu credința clătinătoare, cu viziuni înnourate și cu speranța în derivă și cu păcate neiertate. Erai nespus de uman, părinte Maloi. Oprindu-te câteodată la un pahar prietenesc cu noi, umăr la umăr, cu cei care încercam să scoatem Spoon River-ul din răceala și bezna unei moralități lipsite de compasiune și înțelegere. Ai fost ca un peregrin care aduce o cutiuță cu nisip din deșertul piramidelor, care deveneau deodată rele împreună cu Egiptul cel adevărat. Ai fost partea unui trecut glorios și punte către acel trecut. Și totodată erai atât de aproape de mulți dintre noi. Ai crezut în bucuria vieții, nu arătai a fi fost rușinat de carnea cea doritoare. Ai acceptat viața așa cum era și cum se petrecea. Unii dintre noi au venit la tine, părinte Maloi, doar fiindcă au văzut cum biserica ta diviniza inima și slujea pentru ea, prin Petru cel de foc, prin Petru cel de piatră. Ok, eu știu poezia și în limba engleză, pot să spun că traducerea este foarte bună, mai ales partea asta finală cu Petru cel de foc și Petru cel de piatră. Ok. Am ales și eu o poezie, Archibald Higby, la pagina 328. Doriți să vă exprimați în legătură cu acest da, sau dorința de a le avea? Vă așteptăm. Nu cred că mai e timp ca să citesc încă o poezie, așa e? Nu, cred că... Mai sunt doar 10 minute. Adică trebuie să întrebăm și la alte ore ca să vedem ce de legătură. Legătura este foarte, deci este limpede că foarte slabă. Asta a fost la acest. Să vedem ce e proastă legătură pe online. Da, și nu, chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat. Ar putea să fie din pricina vremii. Ar putea să fie din pricina vremii. Se apropie o furtună, pare. Probabil că antenele funcționează la maximum. Nu, pare că se apropie o furtună, cel puțin aici în București. Da, deci astea totdeauna diminuează puterea legăturilor, conexiunilor. Telecomunicațiile acestea prin radio sunt influențate de încărcarea electrică, de mișcările norilor, știu și eu, de umiditate, nu-mi dau seama. Ok. Haideți să stabilim pentru marțea viitoare la ora 5, dacă sunteți de acord. Nu, Păcuraru? Da, e bine, e bine. Auziți, da? Deci marțea viitoare la ora 5, poate evităm momentul acesta când toată lumea se conectează. Și sperăm și că va fi vreme bună și nu furtună. Bine, vă mulțumim tuturor pentru participare și ne revedem peste o săptămână, marți la ora 5. Înainte de a încheia, aș vrea să mulțumesc domnului Petru Dimofte pentru excepționalele poezii pe care ni le-a prezentat, ni le-a dăruit în traducere în limba română. În numele tuturor. Da, așa este. Mulțumim. Mulțumim. De la Dana Staicu. Mă bucur mult că am șansa de a mă afla printre oameni de o asemenea ținută, de o asemenea factură, clasă. Mulțumită dumneavoastră, toți, dragi colegi, reușesc să citesc atât de mult. Doamna, mai mult decât spus, și nu am auzit. A zis că spuneam în numele tuturor și doamna Macovei era de acord cu noi. Ai înțeles, Vasile? Grele.
Ok. Doamna Staicu a trimis o frumoasă, un frumos mesaj. Așa, tocmai citeam din mesajul Danei Staicu. Mulțumită dumneavoastră, toți dragi colegi, reușesc să citesc atât de mult, mai mult decât mine, din marea literatură. Mulțumesc recunoscător, domnule Vasile Poenaru. Aveam nevoie de un asemenea cenaclu și iată că el se întâmplă, mulțumită dumneavoastră, doamnei Nichiela. Mulțumim noi. Iar domnul Petru Dimofte ne mulțumește pentru această seară și ne transmite că sunt, este și ne rămâne și dator. Mulțumim, seară frumoasă și atunci ne vedem marți la ora 5. Da, mulțumim, mulțumim. Seară frumoasă. Seară frumoasă. Bine, la revedere. La revedere.